Mulțumim tare mult! În România sunt oameni recunoscători că muncesc. Oameni harnici care nu se mulțumesc cu puțin, dar sunt fericiți cu tot ceea ce au. Sunt acei români pe care nu îi vedem la televizor, dar care merită să fie văzuți, pentru că prin contribuția lor fac ca România să meargă mai departe. Micșunica Rusu, o femeie care face curățenie într-o pensiune din Transilvania, ne demonstrează că fiecare meserie poate fi făcută cu mândrie, dar și cu entuziasm. Femeia care ne așteaptă în poarta acestei case este doamna Micșunica, o femeie harnică și bună care te primește cu bucurie în locuința ei. Bună ziua! Bună ziua! Bine v-am găsit! Bine ați venit! Îmi pare bine să vă cunosc! Și eu! Ce faceți? Vă aștept cu drag! Micșunica Rusu are 45 de ani și trăiește împreună cu soțul ei în Jibert, un sat mic din inima Transilvaniei, cu puțin peste 2000 de locuitori. Au un fiu de 19 ani, student la Brașov, de care spune că e dor în fiecare zi de când a crescut și a plecat de acasă. Suntem o familie simplă, dar foarte fericită. Și mulțumim lui Dumnezeu pentru asta. Să știți că puțin oameni spun despre ei că sunt foarte fericiți. Dar noi chiar suntem. Suntem foarte fericiți și sunt mulțumiți cu tot ce avem. Ne arată ce are. O casă pentru care a muncit din greu și o gospodărie de care se ocupă de dimineața până seara. Iar când nu trebăluiește pe acasă, doamna Micșunica lucrează la o pensiune din Jibert. Face curățenie și pregătește camerele pentru oaspeți. Se simte recunoscătoare că are de lucru. E de lucru toată ziua. Mulțumim lui Dumnezeu. Mulțumim lui Dumnezeu că avem de lucru. Da, nu? Asta e. Pentru mine e foarte important să ai de lucru și chiar mă bucur. Cred că mă sună domnul de la pensiune să-l ajut. Alo? Aha, viu să-ți aduc cheia și sau vii tu după mine ca să te ajut să duci bazinul? Ne invitase înăuntru să ne dea o plăcintă tradițională din Jibert, dar trebuie să amânăm momentul pentru că doamna Micșunica pleacă la serviciu. Urcă pe bicicletă și pornește spre pensiune. La muncă, gata! Îmi iau trotinetă electrică de Crăciun, o să-i scriu un moșu, să merg mai repede, că cu asta fac un pic mai mult. La pensiunea la care lucrează, doamna Micșunica spune că se simte ca la pensiune, nu ca la un loc de muncă. Îmi face foarte bine că lucrez aici. Îmi place ce fac. Ce faceți toată ziua? Vă arăt. Să-mi arătați, am, nu? Ce face. Ne roagă să ne descălțăm la intrare pentru că își dorește ca oaspeții care ajung la pensiune să o găsească impecabilă. Se adună familie în general și stau la foc, stau la masă, povestesc și ceva foarte frumos. Micșunica încearcă cât poate ea să facă de bine. Până sosesc turiștii, doamna Micșunica are de făcut curățenie în 6 dormitoare, în sufragerie, în bucătărie și în băi. Schimbă așternuturile, schimbă prosoapele, aranjează totul la dungă. Nu o auzi odată plângându-se de muncă, ci mereu mulțumind că are de lucru. Aici cărare, servicii norocos. Restul trebuie să facă naveta la Rupia și care nu au cu ce, ce fac. Este destul de greu. Dar eu mă simt un om norocos că am de muncă. La Rupea, la 15 km de Jibert, lucrează și soțul doamnei Micșunica. Nu l-am prins dimineața acasă pentru că naveta l-o obligă să plece foarte devreme, așa că am mers până la firma de construcții la care este șofer. Bună! Ce faceți, domnul Vasile? Bine, la treabă! Treaba domnului Vasile este să transporte materiale de construcții în localitățile din apropiere. De 7 ani e șofer la Rupea, dar nu se plânge că e nevoit să facă naveta pentru că îi place ce face. Ajung aici la muncă la ora 8. Și după aceea ne apucăm de treabă, de încărcat, de ce avem de distribuit materiale, ne apucăm și le pregătim și le încărcăm în mașină și le ducem. E bine, deci mie îmi place. Deci m-am obișnuit. S-a obișnuit de 22 de ani de când e căsătorit cu doamna Micșunica și să o sune zilnic de la serviciu să vadă cu ce o poate ajuta. Alo, dragă, ce faci? Da? Ce trebuie să cumpăr când vin acasă?
Îl lăsăm pe domnul Vasile cu lista de cumpărături și ne întoarcem la Jibert să vedem dacă e gata curățenia la pensiune. Doamna Micșunica a întins așternuturile și e pregătită să primească oaspeți. Noi avem regula casei. Regula casei să vină și să se simtă foarte bine la noi. Pentru că a terminat treaba la serviciu, se grăbește să ajungă la treaba de acasă. Avem un teren unde avem lucernă și câțiva baloți. Uh-huh. Vreo 200 și ceva. Și acum îi vindem. Îi vindeți? Înainte de iarnă, da. Uh-huh. Facem acolo niște bănuți. Ce faceți cu ei? Cu banii? Da. Plătim chiria lui Edi. Alo, mă auzi? Vezi că sunt în Rupea, mi-am luat o zi liberă de la muncă și fac o surpriză și vin acasă. Și eu, papa. De când e student la Brașov și în paralel lucrează într-o companie, Edi, fiul familiei Rusu, vine rar acasă, așa că fiecare întâlnire cu părinții e o sărbătoare. Era să mulțare aici. Păi la aștept mami cu de toate. Tot ce fac acești părinți e pentru fiul lor, dar ce-i place cel mai mult doamnei Micșunica e să gătească pentru Edi și pentru soțul ei. Azi face gogoși, sarmale, ciorbă și o tochitură cu mămăligă. Și pentru că am intrat în bucătărie, gustăm plăcinta cu care ne-a tot ademenit. Se numește lichiu de Jibert și e desertul cu care îi întâmpină și pe turiști la pensiune. Îi place să-și trateze oaspeții cu ceva specific locului. Să știți că niciodată nu s-a întâmplat la pensiune să găsesc măcar o bucățică. Și asta mi-a dat de înțeles că e bun. Oh, e călduță. Aflăm că în bucătărie munca începe la 5 dimineața. 4:30 oricum mai pot dormi. Numai la 4:30 sunteți? Da, mă trezesc și mă uit un pic la televizor, mi-aduce bărbatul meu cafeaua la pat. De 20 de ani. Așa, și după ce îmi beau cafea, mă ridic și pot să fac. Deci sunteți și un pic alintată dimineața. Da, da. Foarte. Și dacă a trecut 20 de ani și mi-am aduce cafea la pat, sunt foarte mulțumită. La rândul ei încearcă să-și alinte familia cum știe mai bine. Cum e mama? Mama? Cea mai bună. Stai locului vreodată? Nu, n-am văzut-o. Deci, cred că am mers, vă spun sincer, am mers odată la mare o săptămână și după 3 zile s-au plictisit. Adică ei voiau să facă treabă. Și aici mă refer și la tata. Edi e la vârsta la care și-ar dori ca părinții să aibă mai multă grijă de ei, mai ales că acum e bărbat în toată regula și își câștigă singur banii. E consultant financiar într-o companie în care s-a angajat încă din primul an de facultate. Mama îl vede însă tot un copil. Ne povestește, cu regret, că a pierdut momente importante din copilăria băiatului pentru că a lucrat 7 ani în Germania. Tata era la muncă, eu rămâneam singură acasă, a trebuit să învăț, să fac ceva. Câți ani aveai când a fost mama plecată? 7 ani, când a plecat prima dată. Culegeam căpșuni și făceam și stăteam și în telefon. Și explicam cum să facă ciorba. Când, ce, să taie, cum să facă. Și când venea tati de la muncă, găsea și mâncare făcută de el la 7 ani. Micșunica spune că n-ar mai pleca niciodată de lângă a ei. Poate acesta este și unul dintre motivele pentru care simte nevoia să ajute copiii cărora le este greu. Plecăm de acasă la o familie din Jibert cu 3 copii, de care doamna Micșunica are grijă de când s-a înscris voluntar într-o asociație de binefacere. Familia la care mergem au avut 5 oi, le-au vândut și și-au luat bolțari. Și după au ridicat... Uitați, o să vedeți acum casa. Și așa după am sunat la fundație și ne-a ajutat cu tot ce a fost nevoie, dar a ajuns în stadiul în care e. Le-a adus copiilor pijamale, dar nu putea pleca de acasă fără să ia și câteva gogoși. Mă, Ioane, ia! Ioi, să fac cu frățiorii tăi, da? Ia pe toate! Păi toate le-am adus lui. Spre seară, când doamna Micșunica se întoarce acasă, soțul ei vine și el de la serviciu cu lista de cumpărături bifată. E momentul în care toată familia se reunește. Dar 1 decembrie nu e o zi oarecare în această familie. E ziua de naștere a doamnei Micșunica. Nu-mi doresc mai mult decât să fie Edi sănătos. Atât. Și Vasile și să toată familia noastră.
Nu cred că material îmi doresc ceva. Să fie bine cu toată lumea. Că să știți că câteodată și dacă tu ești bine și vezi pe alții că nu sunt așa de bine, parcă ai face orice să-i ajuți.